voiam numai să fac liniște, dar văd că este. Și să urez din partea colegilor din filială mulți ani de acum încolo, de tăiat de viață artistică activă, așa cum ne-au obișnuit și până acum. Deci, sănătate, multă putere de muncă și să ne revedem în an de an în aceeași formulă. Doamne. Sigur, uite, sunt atâția vorbitori mai buni ca mine. După un scurt cuvânt al domnului primar, o să îi rog să fie la fel de conciș ca și mine. Mulțumesc! Știm unde bați! Să mă rog să vin aici în față. Vreau să vă spun că vin aici cu foarte mare plăcere. Și vin aproape de fiecare dată când sunt invitat, atunci când timpul îmi permite să fac lucrul ăsta, nu pentru că aș fi un cunoscător al artei plastice, nici măcar un colecționar de altă artă plastică. Dar eu cred că în comunitatea noastră avem o mână de artiști. Trebuie să-i sprijinim, trebuie să-i ajutăm, pentru că nici nu își doresc foarte mult. Își doresc să poată lucra în liniște, își doresc să simtă că beneficiază de sprijinul comunității și atunci, în aceste condiții, pot să realizeze opere care, în timp, unele dintre ele vor deveni capodopere. Cred că, din evenimentele la care am participat, este evenimentul la care, iată că sala a devenit neîncăpătoare. Ceea ce poate să fie și un semn, ceea ce ar trebui să-mi ridice și mie o problemă, poate ne gândim la o sală în care să încăpem mai mulți. Piatra Neamț e un oraș cu oameni iubitori de cultură, e un oraș cu oameni iubitori de frumos și atunci cred că arta plastică merită un spațiu mai generos. Maestre, eu vă doresc la mulți ani. Mulțumesc. Vă doresc sănătate, putere și inspirație să lăsați posterității cât mai multe capodopere. Astăzi sunt aici pentru că am vrut să adresez un cuvânt în ziua în care maestrul împlinește o frumoasă vârstă, dar sunt aici și pentru a vă spune că în semn de prețuire, în semn de apreciere activității artistului plastic Dumitru Bezem, pentru joi, împreună cu colegii mei, am propus maestrului acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Piatra Neamț. Deja este musculiți, vezi. Titlul pe care eu cred că îl merită din plin. Mulțumesc. Nu știu ce să spun. O să vorbesc la urmă.
dacă mai pot. Vă rog, care... Aș dori și eu să spun două cuvinte. Vă rog, Mihai. Sugitarul Mihai. Suntem colegi sau... Am rămas colegi. Prin intermediul mass media aș dori să transmit același mesaj comunii Pângărați să ia aminte că această comună a avut, are și oameni deosebiți. Atât. Mulțumesc, frumos. Noi doi am făcut parte din cei deosebiți. Da. Nu mi-amintesc. Noi am făcut o școală. Suntem sănătoși. Da, chiar mai mult. Chiar mai mult. Nu, dar începutul unei școli, care este acum... Da. Mulțumesc, Mihai. Platon spunea ceva. Timpul s-a născut odată cu cerul, nu știm. Dacă el știa lucrul ăsta, noi nouă cine rămâne. Onorată asistență, pe scurt, așa am și fost rugat, așa e și bine, câteva cuvinte, pentru că astăzi nu asistăm la unul din obișnuitele vernisaje cu care ne-am învățat ca cel puțin de două ori pe an să ne întâlnim cu Dumitru Bezem în această galerie, dar și în altele. La sindicatul învățământ, la stadion sus, în alte, la biblioteca județeană, Dumitru Bezem este prezent pe pretutinde. Dar, să ne înțelegem, astăzi este de fapt un eveniment cu totul și cu totul deosebit. Faptul că prietenul, concetățeanul, creatorul, artistul în sensul propriu al cuvântului împlinește astăzi 70 de ani, este o treabă trecătoare. Mâine este 70 și. Dar lucrul acesta trebuie să ne dea de gândit, pentru că tot astăzi, și fac o ușoară impietate, o să aflați cu toții, fără să vedeți încă, a apărut și nu un catalog al expoziției, ci un album superb dedicat maestrului de soția sa, Mihaela Bezem, realizat excepțional, în care sunt ilustrate toate lucrările care le vedeți aici și altele câteva, în care ni se prezintă un Dumitru Bezem, artistul pe care, începând cu familia, continuând cu prietenii, terminând cu toți iubitorii de artă din Piatra Neamț și nu numai, și cu ocazia asta eu contest un lucru, să nu vorbim de semnificația prezenței lui Dumitru Bezem în arta nemțeană. Dumitru Bezem este prezent în arta românească și în arta lumii cu întreaga putere și forță a creației sale plastice. Și pentru aceasta trebuie de la început, spunându-i la mulți ani, să-i și mulțumim. Totodată s-au spus multe despre exuberanța cromatică, despre diversitatea tematică, despre ce înseamnă peisajele, ce înseamnă florile lui Dumitru Bezem. Toate sunt adevărate. S-a vorbit mult despre un oarece început și sfârșit. Arlechinii și duhovnicii prezenți în toate expozițiile sale. Dar, în ceea ce mă privește, fără a pretinde că dețin vreun adevăr, dar pretind că am dreptul să spun și să afirm cu tărie acest lucru, pentru mine, întreaga creație a lui Dumitru Bezem, pe care cei drept o știu de peste 40 și de ani, de la prima expoziție din Piatra Neamț și până astăzi, nu a existat expoziție a lui Dumitru Bezem în care să nu fie două lucrări, măcar în câte un exemplar.
o casă strămoșească românească și o vatră. Casa de la bordei, la casa obișnuită, la casa cu cerdac sau casa cu traforuri și vatra care poate fi întotdeauna la Dumitru Bezem, vatra casei, vatra satului, vatra țării sau vatra lumii. Toate cu semnificații adânci în tot ceea ce înseamnă istoria, civilizația și spiritualitatea românească. Pentru că în primă și în ultimă instanță, aceste arhetipuri din creația lui Bezem sunt, de fapt, ceea ce ne-a făcut și ne-a născut pe noi, ca națiune, ca popor. Gândiți-vă și urmăriți și pe pereții acestei expoziții jubiliare de astăzi și amintiți-vă de expoziție pe care le-ați văzut. Întotdeauna casa de la Borca, de la Tarcău, de pe întreaga Valea Muntelui, din curțile sau împrejurimile mănăstirilor, este o frumusețe care totdeauna ne aduce în memorie și prezența vetrei. Că privim vatra sau privim casa, totdeauna le asociem, le vedem, ele se implică reciproc, se subînțeleg pentru asta și pentru încă multe altele, la care adăugăm, pentru că cu toții ați dori să aveți în preajmă întotdeauna și florile, și mestecenii, și peisajele de iarnă, și căpițele, și florile de câmp, dar din punctul meu de vedere, dacă e vorba să îl definesc pentru mine pe Dumitru Bezem, îl definesc în primul rând prin ceea ce înseamnă pentru el, pentru pictura românească, pentru noi toți ca iubitori, casa și vatra strămoșilor lui, pe care Bezem ne-o aduce aminte tot timpul, ne impune să nu le uităm, pentru că asta înseamnă, de fapt, legătura noastră nu numai cu întreaga creație artistică, ci cu întreaga istorie, cu întreaga civilizație și cultură românească. Pentru acestea și pentru multe altele, timpul nu îmi permite să mă refer la ele și e nevoie să vorbească și alți prieteni aici. Încă o dată îngăduiți-mi ca și în fața dumneavoastră să-i strâng mâna, să-i spun la mulți ani, multă sănătate, la fel doamnei care a scos acest frumos album pe care astăzi îl pune la dispoziția opiniei publice. La mulți ani, maestre! Vreau să spun aici două cuvinte. O să vorbesc în final, dar foarte puțin. Au fost vremuri în care domnul Bungheze ne-a ajutat foarte mult pentru rezistență, cum se spune acum, nu? Cu ajutorul dânsului am deschis exact în ziua de Paști, prin anii 80 mi-aduc aminte o expoziție, nu? Dânsul mi-a spus ce se întâmplă. Vină cu tablouri și cu ouă roșii. Asta s-a întâmplat atunci. Sunt emoționat. Vă mulțumesc tare mult, din suflet, pentru tot.
să mă refer de această dată la pictura de pe Simeze, deși aș fi tentat să o fac. Dar mi-am imaginat că, fiind vorba de o aniversare, o aniversare perfectă, adică 70, de fapt e 7, cifra inițierii, 10, cifre perfecte, mai mult de atâta nu se poate, cifra de plină imaturități, m-am gândit la un lucru și am fost inspirat, iată, de un primar, primarul de piatră. Pentru că el este omul întâi al cetății. Și mi-am imaginat, pentru o clipă, un posibil vis. Piatra, că se numea Petrodava sau de la domnul Bungheț, citire și așa mai departe, de prin 80, sau Piatra lui Crăciun, sau Piatra propriu-zisă, piatra de piatră, era atacată de dușmani. Schimbăm puțin istoria. Nu spunem că era mănăstirea Bistrița atacată, ci turcii au ajuns aici. Și primarul de atunci al Pietrei s-a gândit să închine această cetate. Poate se numea Pârcăla, poate era un alt titlu, n-are importanță. Și a chemat sfatul înțelepților, și a chemat sfetnicii și a spus ce facem. Dacă ne închinăm, depindem de bunăvoința lor. Dacă nu ne închinăm, vom muri eroic. Și atunci un înțelept a spus să chemăm pictorii. Ce să facem? Să chemăm pictorii. Păi mai bine soldații, că poate rezistă. Nu, pictorii. Și au chemat pictorii câți erau în cetate, nu foarte mulți, și au pus să picteze zidurile. Și să vezi minune, exact ca în icoanele făcătoare de minuni, turcii au stat și au tot privit. Ba o geamie, ba o biserică ortodoxă, ba un arlechin, ba un anotimp pe care poate nu l-au cunoscut și și-au dat seama că e mai bine să se întoarcă. Spunând, ăsta e un popor de necucerit, un popor care are artiști, care are pictori și care stăpânesc icoana, stăpânesc imagine. Nu știu dacă de pe atunci era și Mitică Bezem printre acești pictori. Eu cred că da, pentru că până la urmă el nu face altceva decât să se joace cu noi. Eu nu cred că are 70 de ani, nici nu cred că are buletin, adică... L-am pierdut de mult. L-am pierdut de mult, eram sigur. Dar cert e că domnul Bungheț, folosind un cuvânt drag mie, arhetip, se gândea la această forță extraordinară pe care o implică aceste engrame, aceste amprente ale realității. Și nu vreau să văd în aceste tablouri, am spus că nu le comentez, decât niște ferestre a unor ziduri care se înalță, care ne apără, care, până la urmă, fac parte din acea casă de care vorbea domnul Bungheț. Atât acum despre Mitică Bezem, vreau să vă spun că am scris și eu în acea carte niște rânduri și poate sunt cele mai frumoase pe care le-am scris despre el și vreau să vă spun că mâine, trădesc și eu ceva în anticipații, undeva într-o mândră biserică, Mitică Bezem va avea un al doilea vernisaj cu alte lucrări, ceea ce arată faptul că este într-adevăr inepuizabil. El este un aliaj fericit între a fi heraclitic și eleatic, repetă în ochii unora un motiv, dar de fiecare dată privit cu atenție este altul. Ăsta este misterul Bezem. Și ar mai fi ceva, apropo de pângărați. Poate că va veni vremea, pe lângă cetățeni de onoare sau ceva, să mai dăm niște nume unor străzi, unor școli, unor lucruri deosebite, pentru că nu am face decât să le eternizăm. Nu eternizăm niște oameni, ci niște locuri. Mitică știe bine la ce mă refer, mulți dintre dumneavoastră la fel, nu vreau să fac altceva decât să explic o intervenție care a avut loc înainte.
Vă mulțumesc și l-aștept pe Emil cu emoții, pentru că el va vorbi despre ceva care a fost și încă nu există. Mulțumesc, trăiești! Ca să nu mai scot eu. Nu, nu, dă-mi-o pe aia și pe urmă ți-o dau pe asta. Așa. Deci, viziunea mea până la urmă a fost să vă arăt albumul despre care este vorba și pe care îl datorăm doamnei Mihaela Vezem. E un top 100. Dacă vă uitați în el, e top 100 Dumitru Vezem. Cele mai frumoase 100 de tablouri realizate de Dumitru Vezem. În perspectiva doamnei Mihaela. E topul subiectiv. Maestru abia azi, în momentul ăsta. L-a văzut. Da. Sunt surprins. Eu știam mai de mult că se emoționat. Lucrează. Nu se plângă. Că erai lucrat. Erai lucrat. Îl veți găsi înaintea reproducerilor un fel de digest, o colecție sumară de fraze critice despre Mitică Bezem, semnate de noi de aici, dar și de alți critici din altă parte, din București, din alte părți ale țării. Eu sper că această carte, dacă ajunge la dumneavoastră, să nu închidă ușa către expozițiile Bezem, ci mai degrabă să o deschidă. Pentru că vorbeam zilele trecute tot cu un artist despre un lucru. Sunt foarte cu mijloacele tehnice de azi. Poți face orice. Poți să faci orice, dar niciodată n-ai să faci original. N-ai să vezi pensulația, n-ai să vezi grundul, n-ai să vezi nimic. Defecte. Într-o imagine, defecte, efectul. Defecte. N-ai să vezi defectele, ai să vezi efectul. Despre asta e vorba. Mă gândeam, în timp ce ascultam pe domnii care au vorbit înaintea mea, că citisem recent o carte scrisă de mult, dar abia acum tradusă în România, semnată de Susan Sontag, scritoare americană, o carte care se numește Împotriva interpretării. E o carte groasă care 90% cuprinde niște recenzii, cronici de film, de cărți, etc. Dar are în față un fel de manifest. Și ce spune acolo Susan Sontag? Să încercăm să nu mai sau deloc nu se poate, dar să interpretăm cât mai puțin propunerea unui artist. În sensul de a ne lăsa furați de comentariu. Comentariul nostru. Mitică Bezem este ofertant din punctul ăsta de vedere. Lirismul imediat ne aruncă în plasa comentariului. Sigur, e frumos, e neamțul, e România, e tot ce vrei. Dar, dincolo de toată povestea asta, care aparține sau nu aparține minții creatoare,
Eu nu pot să-l întreb, acum fac o paranteză pe Mitică, de ce ai făcut atâtea vetre. Păi le-a făcut, cred eu, căutând, de fapt, idealul, vatra perfectă. Deci, dincolo de aceste interpretări pe care ne le sugerează un artist, în cazul nostru, Mitică, trebuie să găsim elementul care susține artistică. De ce este el un maestru și un artist? Sau altul, în cazul nostru el. Chiar dacă mi-arată 100 de case, 100 de vete, 100, de ce a făcut alea, de ce au ieșit artisticul din poveste. Celălalt e gradul 2 de interpretare, al meu, al lui sau al cui vreți dumneavoastră. Și e frumos, evident, ne legănăm așa în discursuri, în cuvinte. În cazul picturii trebuie să vedem și în toate artele. Să vedem artisticul, dincolo de limbajul propus. Și cred că de asta este pezemul maestru, pentru că reușește să ne atragă dincolo de suprafața imaginii, în esența artistică, să ne transmită, dacă nu ne putem explica, măcar să simțim că acolo e artistul, e o esență de artă. Și eu nu pot decât să-i mulțumesc, să-i spun la mulți ani și să-i întorc o carte, la o altă carte, și să-l chem pe Cornel, care are și el ceva de spus, să-l chem lângă microfon. Mulțumesc, Emil. Bună seara. Vă mărturisesc că am emoții la fel de mari ca maestru Mitică Bezem. Am avut privilegiul de a participa la aniversarea vârstei de 55 de ani, deci acum 15 ani. Era atunci într-o miercuri și evenimentul avea loc la Galeria de Artă Vert la ora 18 și nu ora 17. Am să vă dau citire la câteva gânduri scrise de un ziarist din la vremea respectivă, dar care aceste gânduri sunt la fel de valabile și acum, în această seară. Am emoții, tremur, îmi pun ochelarii și... Și aici, eu te-am adus aici pe picioare. Am încercat să iau un interviu cunoscutului pictor nemțean și nu numai, întrebându-l la câta personală se află. Cred că nici acum nu știe să ne spună. Acest număr îi scapă. Ceea ce reține cu siguranță este faptul că miercuri este ziua sa de naștere. Prilej de a renunța la un dialog plictisitor și de a ura împreună cu toți prietenii, pur și sincer, la mulți ani, Mitică. La mulți ani. Ce de sus, 55? Cum să un pic, pe o parte. E rândul tău. Da. Hai. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Și să nu vă țin mult în picioare. Sunt copleșit că sunteți cu totul, cu mintea, cu sufletul, cu inima aici. Un mare gânditor spunea, ca să trăiești mult, trebuie să îmbătrânești. Ideea nu îmi scapă, să știți, din mână. Așa că, sigur, alții spuneau, Edison, Voltaire spunea asta, Edison spunea dacă ceea ce faci, de fapt, te reprezintă. Înseamnă ceea ce ești. Eu am niște exemple de pictori foarte mari, care, sigur,
au început încet, meticulos, au muncit, au plecat foarte de jos, unul este Renoir, care spunea următorul lucru. Trebuie să te pui în situația de a munci ca ultimul robotitor ca să reușești. El știa lucrul acesta, a și făcut-o, picta evantaie, îl imita pe Watteau în ceea ce facea la început și din acest motiv el a ajuns la o reușită extraordinară, adică fiind unul dintre cei mai notori impresioniști. La un moment dat, el trece într-o perioadă așa numită acră. Ajunge la Roma și îl vede pe Rafael și în fine pictura care presupunea cu totul și cu totul altceva. Schimbă macasul și începe să facă portrete de alt gen, alt tip. Caută altceva. A pictat până în ultima lui zi de viață. A murit a fost născut în 1841, cred că moare prin 1819, deja s-a apropiat de cam de 90 de ani. Un reumatism care ne paște pe mulți dintre noi, l-a chinuit, dar nu l-a împiedicat să realizeze capodopere. Mi este foarte drag acest mare artist, am văzut în Franța, la Orangerie și în alte părți, tablouri de ale lui, îmi plac. Unora s-ar putea să le pară multe de suiete, el are capodopere. Are foarte multe pilde pentru artiști și mai ales pentru tineri artiști. Și nu este singurul, și Cézanne tot la fel, a muncit până la urmă. De altfel se spune că dacă nu suferi, nu reușești să acoperi, să spunem, și partea asta. Da. Fericirea se atinge greu, sunt praguri pentru asta. Eu de ce am vorbit despre acest artist? Pentru că se considera că era pictorul bucuriei, a fericirii desăvârșite. Ei, dacă te uiți undeva mai profund, vezi că acest lucru nu se obține ușor. Eu vă iubesc, nu vă țin mai mult, am multe de spus, multe din inimă, multe din cap, vă las să gândiți că n-am făcut numai lucruri rele, poate fi făcut și de compromis în viață, că așa este viața, dar revin la ce spunea Voltaire, el mai spunea ceva. Și asta o să vă citesc de aici ca să vedeți că mi-am notat și la mine se șterge ca la internet foarte repede, așa. Asta o să vă citesc, o să vă placă. Marea afacere și singura în care trebuie să reușești, atenție și la cei care se ocupă și cu banul, deci marea afacere și singura în care trebuie să reușești este să trăiești fericit. Tot Voltaire. Gândiți-vă că aceste oameni foarte deștepți au folosit lumea aceea. Și Descartes, a fost prin Nord, a învățat principi și principese. Eu am întâlnit în viața mea și câțiva principi sau prinți de-ai noștri. M-am bucurat, mi-au apreciat pictura mea. Sunt încă convins că pot să... Dar, considerându-mă un om modest, eu pictez pentru noi toți. Și pentru mine. Sunt un pic egoist aici. Vă iubesc. Vă pup. În încheiere, aș vrea să pun în atenția dumneavoastră cuvintele pe care doamna Mihaela le-a așezat în fruntea acestei cărți. Pictura mi-a dominat existența plină de seisme și de confuzii. Ea a fost un leac pentru singurătate, ori deziluzii, o paradigmă a iubirii. Pictura m-a ajutat mult, m-a făcut capabil să înțeleg în mare măsură lumea reală. O consider un mare dar și o mare dezlegare. Dumitru Bezem. Cuvintele.
Mulțumesc.